Da, frate, mi-am luat-o rău. De la un puști, de la frate mi mai exact, care e mai mic decât mine, cu 4 ani jumate. Puștiu a zis că o să mi-o facă și mi-o făcut-o. În mod efectiv, stăteam efectiv în patul ăla efectiv, doar stăteam. Nu-mi vine să cred că o complotat și mama. Da, mama și cu frate mi-au făcut mare prank. Dar nu m-a supărat pe mama, m-a supărat pe frate. Cum ziceam, stăteam efectiv pe pat și m-a chemat mama că, cum că mă cheamă un vecin la ușă. Eu v-am stis afară, frumos, m-am făcut se mare duș, eram mare curat, eram pac, pac, frumos, tot. Fiind vară e foarte cald, stăteam efectiv în pantalon scurt. Am zis, dacă mă cheamă un vecin, hai totuși, aveam un maiou și aveam maioul meu preferat lângă mine. Și l-am luat repede și m-am dus la ușă. Bă, și când am deschis ușa, bă, să fiu la mine, bă, credeam că o veni rușii, frate. Nu știam ce se mai întâmplă, frate, eram practic orbit, nu știam nimic. Înțeles, eu mi-am luat prank cu tot, eu am strâns prin casă, să, cum să nu. Nu-mi vine să cred că mi-a făcut mare prank, o să-și ia rău puștiu ăsta, serios. Scorul era 3-2 dacă nu mă înșel, sau nu știu cât era scorul, 3-1, 3-2, oricum o să-l depășesc chiar la scor. O să oprește aici, o să-i o fac rău, dar rău tare și o să și filmez în ciuda dușmanilor mei. Să-mi lăsați în comentarii idei de ce aș putea să-i fac ca mare prank. Dacă aveți surori sau frați mai mici, aveți grijă, bă, șacalor, că îți periculoși. Dar rău, frate. Mă duc să privesc spre cer melancolic, gândindu-mă că un puști mi-a dat mare prank. Și ne vedem. Pa, bă! Bag un pai și încă un pai și trag linii de tramvai. Vai, vai, dă ce stai. Hai, hai, mâinile sus. Beat sau hai, dă-mi un mai. Că dacă n-ai, am eu